Klaus Iohannis, vânat de Comisia SRI, ce acte s-au cerut serviciilor, avem nelămuriri video? Lovituri dur pentru presubliniere din tele Klaus Iohannis. Cei din Comisia Parlamentară a SRI au decis să ia la întrebări Serviciul Român de Informații, SRI, în privința setării de incompatibilitatea lui Iohannis de pe vremea când era primar. Eful Comisiei, Claudiu Manda, nu e mulțumit de documentele primite, sublinierea vrea mai multe. Mai mult, Manda a făcut dezvăluiri despre ce a găsit în actele de la SRI. Am primit răspuns de la SRI în privința lui Klaus Iohannis. Am întrebat când a aflat SRI de posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis. Ne-au spus că în ianuarie 2013. Când a ajuns la PNL, în februarie 2013, se sublinierea deja. E interesant pentru noi, era sublinierea primar sublinierea într-o adunare generală. Avem nelămuriri în continuare. Ne-au trimis sublinierea comunicatul public al ANI. În martie 2013, după ce a primit nota de la SRI, au fost 4 corespondențe de la SRI. În aprilie 2013 a fost decizie de incompatibilitate, apoi a mers la instanță. Pe 16-12-2010 a fost informat Klaus Iohannis, apoi în 2012. Vrem să vedem dacă s-au mi subliniere cat atât de repede, dacă ani se referea la acela sublinierei aspect. Mai avem un set de întrebări pentru a avea un răspuns final la acest caz, a spus Claudiu Manda.